sfârșit slujba de târnosire, de sfințire și liturghia arhierească pentru prima dată în această biserică. Să binecuvântați în al preasfinția voastră și biserica aceea din interior, biserica aceea spirituală, duhovnicească, ca ea să înflorească și în gândul și sufletul domnului Grigore Cobănescu, dar să fie și moment de răscruce pentru credincioșii din acest sat, ca să bată treptele ei și să fie prezenți la Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare de aici înainte. Să înțelegem la înaltea Sfinția voastră Duhul cel adevărat al Sfințeniei Bisericii. Vă sărutăm dreapta și sperăm să ascultăm un cuvânt de la înaltea Sfinția voastră. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Protoiereu, preacucernici părinți, stimați domn parlamentari, domnule suprefect, domnilor primari, iubite și mult apropiat și iubitor de Dumnezeu, domnule Grigore Comănescu, împreună cu familia și cu ostenitorii dumneavoastră. Cu adevărat, am sfințit în cei aproape 15 ani de arhierie sute de biserici, zeci de biserici am sfințit în fiecare an. Dar această sfințire m-a emoționat mai mult decât toate, pentru că această sfințire a fost pregătită așa cum biserica a fost construită, cu dragoste, cu jertfă, cu credință, cu multă grijă, cu o pregătire cu totul excepțională. O pregătire pentru care ctitorul acestei biserici s-a ostenit atât de mult. Noi moștenim de la înaintașii noștri multe biserici boierești și domnești. Iubite domnule Grigore, și dumneavoastră sunteți un boier. Nu un boier în sensul bogăției, ci un boier în sensul bunătății. Ați oferit ceea ce era mai necesar satului acestuia. A fi boier în vremea noastră însemnează a avea sufletul mare, a ajuta pe mulți, nu neapărat a avea bogăție. Și mulți preoți care au venit, toți preoții care au venit azi aici și alții n-au putut să ajungă, s-au bucurat de generozitatea dumneavoastră și mi-au mărturisit atât de mult toți că au fost ajutați, fără să fie un afiș pus pentru aceasta. Ați făcut-o din suflet și din dragoste. Dar această biserică se aseamănă cu fiicele dumneavoastră. Aveți două fiice și aveți acum această biserică pe care ați iubit-o la fel de mult ca pe fiicele dumneavoastră și ați împodobit-o atât de mult ca pe o mireasă să fie o mireasă mai frumoasă decât toate miresele, să fie cu adevărat toată lumea mulțumită. Ați chemat aici oameni de aproape și de departe. Ați vrut să fie belșug. Ați început cu belșug și cu bucurie. Ați dorit să nu lipsească nimic la această biserică. Eu n-am întâlnit până acum atâta pregătire, atâta dorință să fie din plin totul, nu să ajungă, ci să prisosească, nu să încapă, ci să fie peste. Iată curtea aceasta a devenit generoasă și căldura aceasta a fost înfruntată de mii de oameni și poate ar fi venit și mai mulți. Nici nu și-au închipuit oamenii
asemenea sărbătoare cum este astăzi aici, la Sibioara. Nici nu și-au închipuit oamenii asemenea frumusețe, așa cum eu auzisem, dar când am văzut, o vreme n-am putut să vorbesc. Când am văzut prima dată biserica, atât de frumos construită, atât de frumos împodobită, atât de bine organizată și cu atâta suflet dăruită, într-adevăr n-am mai putut să vorbesc la început. Credea că nu-mi place domnul Grigore, credea că poate îi lipsește ceva, dar era neputința de a exprima atâta bucurie și atâta uimire peste neștețe bisericii acestea. Și credincioșii care sunt mai mari sau mai mici în societate pot vedea astăzi că oricât de bogat ai fi, dacă n-ai sufletul duios și dacă n-ai credința lucrătoare, nu iese lucrul atât de frumos. Dar pentru că ceea ce ați zis, ceea ce ați gândit, ați dorit să se înfăptuiască și ați fost sever și ați venit în permanență și ați căutat și ați aflat cei mai buni meșteri, cei mai buni pictori, cei mai buni lucrători în piatră și în marmură, iată, toate acestea sunt răsplătite astăzi. Sunt răsplătite de Dumnezeu, pentru că oamenii niciodată, oricum am merge cu ei într-o misiune noastră, nu ne pot însoți cu toată dragostea lor. Dragostea omului se împuținează. Să știți aceasta și să simțiți că ați făcut multe lucrări, clădiri, șosele, biserici ați ajutat, dar ceea ce ați făcut acum rămâne pentru veșnicie vrednic de pomenire. Ați făcut ce era mai frumos, mai vrednic de dorit pentru Dumnezeu și pentru oameni. De aceea, iată, mare bucurie ne-ați prilejuit nouă tuturor. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie astăzi ne arată că un tată avea un copil care era lunatic și pătimea rău. Avea un duh necurat care îl scutura, îl arunca în foc și în apă și a fost adus la ucenicii Mântuitorului și ei n-au putut să-l vindece. Mântuitorul a auzit și i-a certat și a suspinat și a suferit pentru că ucenicii săi n-au putut să-l vindece. Și au zis, o neam, și a zis Mântuitorul, o neam necredincios și îndăretnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda, că voi aduceți copilul. A certat duhul necurat și acela a ieșit din copil și copilul s-a făcut sănătos. Iată Mântuitorul Hristos vine și ceartă orice rău prin biserica sa. Biserica este stâlpul și temelia adevărului. În biserică locuiește Dumnezeu, locuiește Maica Domnului, locuiesc Sfinții și Îngerii. Ați făcut acest locaș, domnule Grigore Comănescu, cu dragoste pentru dumneavoastră și pentru familie, ca oamenii să vină aici să se izbăvească de rău, să se izbăvească de toate poverile pe care le poartă. Și cu adevărat biserica ne izbăvește. De acum biserica 40 de zile se va sfinți continuu. Slujba nu va înceta. Dumneavoastră veți fi pomenit la această liturghie cu ai dumneavoastră cei dragi în viață, dar și cu cei plecați din viața aceasta. Vreau să le spun credincioșilor că și ei pot fi pomeniți. Și ei, cei ce trăiesc acum pe pământ și cei ce au plecat de aici de pe pământ. Cele 40 de liturghii la o biserică sfințită nouă sunt de mare folos pentru suflet. De aceea și Părintele care a fost astăzi hirotonit, Părintele Ghelasie, și el va sluji pe aici, și preotul de aici și alți preoți și Părintele Protopop
va rândui ca nici într-o zi să nu lipsească 40 de zile liturghia. Să aduceți jertfă pentru sănătatea dumneavoastră și pentru iertarea păcatelor celor dragi. Să vă bucurați de această zi de sărbătoare. 24 august la Sibioara rămâne o zi de neuitat. O zi plină de bucurii. O zi plină de lumină sfântă și dumnezeiască. O zi în care cerul a coborât pe pământ și noi suntem suiți la cer. De aceea să ne bucurăm cu toții astăzi. Nu se cuvine să vorbesc prea mult când este atât de cald. Ce se cuvine însă să vă pun la inimă? Sfințirea unei biserici noi ne dă prilejul de a trece prin Sfântul Altar. Intrând în Sfântul Altar, veți fi îmbrăcați cu haină dumnezeiască. De acolo veți primi o părticică de târnoseală, care este o pânză înmuiată în ceară și în milodenii și cu Sfântul și Marele Mir cu care s-a spălat Sfânta Masă. Această pânză este de leapt. Este o sfințenie care intră în casa dumneavoastră. Este o parte din biserică și o parte din cer, această pânză pe care o luați. De aceea, intrând în Sfântul Altar, să simțiți că intrați în cer. Aceasta e marea bucurie. Și se iartă multe păcate și pentru cel ce a construit biserica mai ales. El a făcut casa lui Dumnezeu și se iartă și celor ce intră în biserică după sfințire, după credința lor. Dacă intră cineva cu credință, primește har de la Dumnezeu, ajutor și iertare de păcate. De aceea vă îndemn spre a vă împodobi cu acest har de la Dumnezeu. Vreau să-l felicit din toată inima pe domnul Grigore Comănescu. Purtați numele celui mai mare teolog, Sfântul Grigorie, care s-a suit cu trupul și cu mintea mai ales s-a înaripat și s-a suit până la tronul lui Dumnezeu. El este Sfântul care ne-a tălmăcit taina Preasfintei Trăimii. El este Sfântul care s-a ridicat dincolo de toate zările ce se văd. El este Sfântul căruia îi purtați numele, să-l purtați cu cinste și cu demnitate. Când intrăm în biserică, pe ușa din mijloc este Sfântul Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu. Să aveți emoție de câte ori intrați în biserică și priviți icoana Sfântului Grigorie. Este Sfântul Mijlocitor pentru noi la Dumnezeu, care ne aduce lumină, pace și binecuvântare. Pentru ziua de astăzi s-a întocmit un Hrisov pe care îl va citi acum Părintele Protoiereu și apoi vă vom oferi darul de prețuire și de recunoștință din partea noastră. Hrisov, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și împreună lucrarea Sfântului Duh s-a zidit biserica cu hramul. Sfinții ierarhi Vasilie cel Mare, Grigorie, teologul și Ioan Gură de Aur, din satul Sibioara, județul Constanța, între anii 2004-2008, iar în anul 2008 s-a pictat în tehnica fresco, prin osârdia și bunăvoința familiei Grigore și Vasilica Comănescu, împreună cu fiicele Anca Verona și Elena Aurora, prin grupul de firme Compres Util SRL Constanța. Piatra de temelie a fost pusă la data de 19 mai 2004, iar sfințirea s-a oficiat la data de 24 august 2008 de către înalt preasfințitul arhiepiscop dr. Teodosie Petrescu, împreună cu un sobor de preoți.